Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din acest super career mode cu Naționala Ucrainei, respectiv Shakhtar Donetsk. Suntem pe drumul cel bun, avem o grămadă de jucători, desigur, la echipa națională. Acum câțiva au venit, câțiva au mai plecat, am mai și împrumutat, l-am împrumutat pe Lunin la Southampton, unde cred eu că va face treabă bună deja la 75-76 overall ce l-a avut. Ar trebui să joace titular, zic eu așa, sper să nu greșesc, dacă nu, oricum nu e nicio problemă, oricând putem să-i dăm loan back, adică să luăm din acel loan și, desigur, să-l împrumutăm în alte poziții. Bun, desigur, ia uite, vin ofertele pentru Mudric, care mai știți ce spețe de jucători ăla așa la început și acum, ia uite, deja vin echipele, se bat pentru el, cu toții îl doresc pe acest jucător. Dar ia să vedem noi aici și dacă în sfârșit ne lasă să negociem cu acest jucător, tot am dorit să-l cumpăr pe acest mijlocaș, dar clubul n-a vrut să-l vândă pentru că era prea important clubului. Și da, n-am reușit nici cum, dar acum, remove un close, în idee, oricum avem bani, oricum transferuri, nu prea o să mai am ce să fac odată ce îi cumpăr pe ăștia, deci să nu ne mai zgârcim din perspectiva asta. Și hai să vedem, pac, crucial, logic, crucial vei și fi, contract length, așa pe viață îți dau, așa pe 5 ani, super. Deny release clause, așa, bun, iar acum, hai să văd, îți dau 30.000 și vreo 800, tată, ia uite aici, 800 la semnătură. Hai mă, serios? Dar cine e ăsta, mă, nene, mă? Kevin De Bruyne al Ucrainei? Mă, la ei ți-am și dat salariu, ți-am și dat aproape un milo semnătură. Doamne, mă, nene, mă, ce agent are băiatul ăla, zici că e minoraiul ăla. Bun. Azi de, n-ar strica să-l lași pe Kovalenko, el era împrumutat, acum desigur și-a tânăr loan-ul și putem noi să-l cumpărăm. Și cred că ar trebui să-l luăm destul de ieftin, că nu prea e așa important clubului. Azi de, fără acest, așa, să-l luăm close, 5 minute, ai văzut. Super, 1, 2, 3, 2, pac, pac, țac, pac. Bun, acum totuși să nu se mai supere, să nu se mai burzulească iarăși ideuți ăștia de la Dinamo Kiev și desigur să lasă, să lese deschis în poarta negocierilor din nou, să vedem, să-l putem, sper eu, cumpăra odată pe băiatul ăla. Doamne, greu e de cumpărat, zice, data viitoare, cred că îi dau așa, așa cum să zic eu, dita mai oferta și cred că îi dau 2 milioane la semnătură. Pac, așa direct, 2 milioane bani jos, na mă, boule, vii acum, știi, na mă, boule, hai mă, vrei să vii sau nu vrei să vii? Bun, supriah ăsta, da, hai că luăm și pe băiatul ăsta, că și ăsta e tânăr acolo, pac, pac, treabă bună, va fi bun și de rezervă, dacă nu chiar, desigur, să-l împrumutăm și să sperăm că va împrinde iarăși acolo noroc, am prins foarte mare la acel noroc, vezi pe ăsta de bea l-am luat. Cu acel portar la Rangers, de a evoluat foarte, foarte bine a evoluat ăla la Rangers și așa mult m-am bucurat și sper desigur să mai prind așa o nebunie. Bun, 8-3, bine boss, hai că vă dau bani, Doamne fere, am făcut o avere deja la Dinamo Kiev, cred că e acolo noată de-a dreptul în bani. Pe ăla, cum am zis și eu atunci, că ar fi trebuit să îl cumpăr, adică să încep direct career mode-ul cu ăștia, dar mă rog, detalii, hai să-i dăm important. Prospect, holy shit, ok, hai că nu, ok, 5 ani, bine, hai bro, că o să vii și o să înveți aici meserie de la Iaremciuc, treabă bună. Ala-i mă, ia mă, vii greu mă să-mi ziceți voi cât vreți salarii, bine bro, gata, pac, batem palma. Și acum, desigur, trebuie să vedem cum vom face și cu acel băiețaș care numai nu tare vrea să vină, se crede De Bruyne al Ucrainei și vrea tare mulți bani. Dar vedem, măcar dacă mi-ar fi zis direct din start, cât, cum, bine mă, hai, gata, batem palma, dar nu vor să-mi zică că jocul ăsta e atât de bătut în cap
că se gândesc că de ce se facem ca pe vremuri să fie transferul ușoare, fără cutscene-uri astea enervante, care tot timpul trebuie să-ți apăsa, să dai skip și desigur că cu oferte, cu franțul și dă-le în ceapă lor. Bun, revenind. Așa, Strasbourg, un loan. Nu cred că o să joace acolo, că o echipă destul de bună. Club Bruges îl vrea pe acest jucător. Parcă l-aș vedea la Club Bruges. Da, ne. Ok, vine ofertă pentru Magnolski la United, frumos. Da, asta da, dau accept deja la 30 de ani, decât să iară să-mi joace veteranii, să spunem așa. Hai, du-te, știi cum zic? Și da, mă, hai, du-te și tu. Nu, pe asta îl păstrăm. Uite așa, bun, am și rezolvat aici o mică problemuță. Foarte bine. Din nou mai simulăm o săptămână. Desigur că din nou să reîncepem negocierile cu acel mijlocaș, care cred eu că chiar ar putea fi una din ultimele transferuri. Ok. Ia să vedem, asta n-a înțeles foarte bine, nu e nicio stres, pac, du-te și tu. Ia zic, contract negotiations, we're looking, what? What? Am înțeles că m-am vrut să fac schimb cu ăla și, ups, nu am cuplat-o, dar bun. Nu ai stres, ce am vrut să fac, da, transferuri. Ia uite așa, transfer hub și totodată, vă rog frumos, da, vă rog frumos, 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 nu vă fie lene să dați click chiar acum pe acel buton de like, e gratis, e chiar acolo. Vă ține doar o secundă, iar pe mine mă ajută foarte mult, adică cel puțin cred că mă ajută foarte mult la algoritmul ăsta al YouTube-ului să mă mai promovez și pe mine să ajung odată, Doamne ajută, la 100.000 de abonați. Dar mai mult mi-ar și dori desigur să vă susțin la voastră pentru această serie. Și desigur să devin mai în forță așa în YouTube cum eram eu pe vremuri. Dacă văd partea de activitatea voastră, voi fi și eu activ, îți dai seama. Bun, știi ce? Nici nu mai are rost să mai tănegocesc dreapta și stânga. Da, mă, vă dau toți banii. Hai, valiza cu bani o scoatem aici pentru băiatul ăsta. Trebuie să fie însăși Kevin De Bruyne al Ucrainei, că deja, Doamne, de câte ori m-am chinuit să-l cumpăr. Ha, zici că e o telenovela, așa, un saga. The Transfer of Saparenko. Ziceți voi acum salarul? Nu ziceți, mâncam ia-ți curul. Știi ce? Îți dau 50, da. Și îți dau la semnătură 1.500.000. Bro, coițe. Ia uite așa. Îți dau și bonus, mă nene, mă. Dacă dai, cât e golul, să zic, 15 goluri, îți mai dă nenea Deadly aici. Încă 400.000 de euro la 10, la 15 goluri. Ce zici, bro? În sfârșit, în sfârșit am trântit acolo un contract de la de nerefuzat. Bun, și uite așa, am făcut-o și pe asta și avem aici toți jucători de care aveam noi nevoie. Bun, hai că tot îl pun pe băiatul ăsta, oare în locul cu în locul ăsta, că la parcă e veteranul. Așa, Kovalenko să fie și el pe aici. Nu știu dacă facem schimb așa, ok. L-avem și pe acest atacant. Și mai și ăsta de CDM. Oh, da, în sfârșit o să putem să împrumutăm, să zic așa, din jucători. Bun, 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 bun. Super, 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 super. Mă bucur că în sfârșit avem așa un lot frumos, care desigur ne permite chiar să împrumutăm un jucător. Deci hai să vedem. Deci ăsta e loan, da, submit a loan request, dar mă rog, o să vadă el că tot o să-l joc titular și apoi nu o să mai cârcotească, ăla e loan, foarte bine, ăștia doi avem nevoie, ăla e reader of a man de care ziceam eu atunci, da, hai că-l bag și pe ăsta loan list, așa, ăsta, parcă l-aș păstra, dar parcă știu că dacă îl păstrez să-l joace jocul prin simulate, și parcă mai rău o să-mi fac, mai ales că e la 32 de ani, hai, pașli, ok, loan, bun, Zigakovul ăla, da, iar îmi cioc aici la atacant, știu că da, ok, ăsta, și nu știu să-l împrumut pe ăsta sau pe Supriah ăsta, că totuși ăsta e 22 de ani, știi, parcă, sau de fapt,
facem ca la portar, îi dăm pe amândoi loan și ce a fi a fi, știi cum zic? Super! Ia uite, așa o și scurtă recapitulare asupra bazei noastre de juniori, care în sfârșit cred că am găsit patru jucători care încă își păstrează, să zic așa, overall-ul. De exemplu, LV-ul ăsta l-am de cea timp și tot pe acolo îi, încă 15 ani, nici nu știu, baia că pot să dau promotor senior. Ai, știi ce, cred că tot îi dau promotor senior. Da, da. Am vreau să zic că totuși la 15 ani încă nu poți, da. Ok. Avem un portar, mai avem și pe ăștia de mijlocaș. Am o să vedem, la asta nu prea îmi place că e 49 overall, dar să vedem în continuare cum va mai evolua. Și desigur să sperăm că o să apară acea oferte de națională, că vreau să încerc acea fază din episodul trecut de care vă spuneam cum să mergi la naționala pe care ți-o dorești tu, să spunem așa. Bun, azi de mai ce oferte mai vin, asta nu, reject. Ah, loan to buy, hai bă, nu fiși bulanji. Ia uite bă, mi-l oferă pe Ziyech. Ați vrea voi. Băiatul ăsta e prea șmecher, prea, bă, e calitate. Bă, acum i-am loadat. Acum i-am loadat și acum a scăzut. Da, ăsta out. Dar, cum vedeți, ia portarul și la LV. De ăștia doi chiar știu că i-am de cea timp aici și văd că își păstrează overall-ul, ce-și mă bucură foarte mult. Ăla câmul ăla, nu știu ce să zic, vom vedea. Stai să vedem, mai a venit aici ceva jucători interesanti. Deloc, da, deloc. Mare parte, tot așa e. nu prea vor ucrainii să joace fotbal, văd că nu prea au tinere talente. Doamne, dar bun. Hai să continuăm, desigur să continuăm aici așa simularea asta. Așa, sunt foarte curios și de ofertele astea de loan care vor tot veni. Wow, dar ăsta și la 70, dar 2 ani la West Ham, la West Ham Fabianski, are ăla, ăia, nicio șansă. Bă, încercăm din nou, loan, mă lasă 2 ani, du-te bă, 2 ani acolo la Polonezie, du-te bă, dar toate ofertele care mi-au venit din Liga 2 din Germania, din Liga 3 din Germania, mai a fost nici mai știu de unde altă ofertă. Bă, pe toate l-a refuzat nebun, pe toate. Da, bun, hai să vedem aici, dăm blem așa, wow, dar câte nebunii s-a ce frățică. Da, bun, multe loan-uri și transferuri. Hai să vedem. Deci, Trubin un an la la Lens. Doar că știi care e faza, că acum vreau eu să-l joc titular, deci nu. Cu ăștia am înțeles pe 2 ani, mă ajung să vedem dacă și Maria sa Puzan va dori să meargă acolo loan. Avem aici încă ofertă de asta care vom da reject. La Braga. Parcă îmi place ideea, sigur. Hai că-l dăm loan la Braga. Ok, aici dăm reject. Ce mai avem aici? Iarăși ofertă. Reject. Ieși acasă. Da, bun, ia uite așa, am făcut un pic de curat, ia uite așa, să sperăm că câțiva din ei se vor mai duce și în loan. Ok, fiți atenți fază, a venit o ofertă de națională pe data de 27, deci hai să facem un simile până în 25 și o să încercăm împreună, știi, să facem faza asta de load. Da, bun, hai să vedem, deci încă n-a venit, așa-i? Da, deci asta l-am promutat, ăsta s-a dus așa, loan out, super. Vine oferte de la AC Milan, nice, dar nu, de asta avem noi nevoie, lasă-l acolo. Da, bun, deci, fiți atenți, facem un save. Aici am eu ăsta cu Ucra. Așa, și în data de 27 ar trebui să ne vină o ofertă. Data trecută, prima oară, mi-a venit de la Finlanda. Hai să vedem, deci pe 27 merge cu Union Berlin, așa, merg înapoi, New Zealand, opa, da, uite că s-a schimbat, deci vedeți, Noua Zeelandă, da? Ok, hai să dăm back, deci fiți atenți aici, back, quit without saving, o să veniți aici la load saved career mode, să zicem, logic, ăsta Ucra e cazul nostru. Și din nou, pac, opa, simulăm până pe 28, ia să vedem, țac, pac, așa, mergem înapoi la office și România, lol,
Acum vine România, bă, când fac Ucraina. Dar funcționează, deci ideea aia chiar funcționează. Deci cât de tare asta, ia uite. Pac și așa nu mai trebuie să stai, să simulezi una, două sezoane, să-ți fiezi, na, să-ți pară, bă, încă nu mi-a venit oferta de la, ia, Naționala României. Și parcă văd că dacă fac un cărimot cu Naționala României zilele următoare, sau eu știu, și să vreau să primesc oferta de la ei, nu o să o primesc. Și o să primesc de la Ucraina, știi? Belgia, bro, Belgia, holy shit. Na, așa, da, uite, bă, echipe cu anverbură, bă, frățică, nu așa oricum. Deci, din nou, hai să vedem așa. Într-adevăr, stai să vedem. Așa. Bun, pe data de 28. Let's go. Hai să vedem, să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Dem, 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 dem. Pac. Ok. Norway, Norvegia. Da, bun, deci asta o să dureze cea timp, așa că nu am să vă mai plictisesc pe voi de fiecare dată când să dau înapoi și să reintru. Ideea este clară, ați văzut, se poate și se poate schimba această treabă, ceea ce este super epic. Și, desigur, poate și alții care fac career mode, poate ați învățat ceva din acest episod și sper că da. Dacă da, dați click chiar acum pe acel buton de like. Da, logic, voi încerca de fiecare oportunitate. Hai de repede să strângem 300 de like-uri, știi cum zic, să apară repede, repede următorul episod, pentru că eu acum am prins o zi liberă de la lucru și vreau să-i dau tare, știi cum zic, să filmez pentru mai multe zile, pentru că aici, na, la Naționala Ucraina, știi, nu e genul ăla de, bă, hai, bă, cine să mai transferăm pe care să luăm, știi, aici, ucrainieni și punct. Deci de asta și încerc să filmez mai multe episoade într-o zi, dacă ați văzut poate acolo când am dat load, că e o dată mai veche, nu e acea de, cea de astăzi, de exemplu, când postez videoul. Deci da, hai să vedem de câte ori mai trebuie să fac asta până prind Ucraina. Deci, hai să vedem, nu știu câte a fost până acum în video, dar de-am un culo, haide că încep să le număr și scuros de câte ori o să fac chestia asta. Nu mai pot, nu mai pot. Dă-l încolo, frate. Hai, ultima oră. Bă, nu să vă vine să credeți, dar... Ia uite, când am făcut salvarea era și 5 minute, în momentul de față și 25, au trecut 20 de minute că stau în fața calculator și nu mă dau de ăsta de load. Frate, peste 50, deja, bă, de 50 de ori am încercat asta și nu mi-a ieșit. Eu zic, dă-i pace și să vedem poate într-o altă dată. Când se mai oferă de astea de național, stras că eu să fiu foarte atent, deci să nu simulez tot sezonul așa dintr-un foc. Ceva se întâmplă, poate Naționala Ucrainei joacă bine sau nu, nu știu exact care e faza. Pentru că de multe ori mi s-a părut, am văzut că primesc parcă aceleași oferte. Știi, adică într-adevăr câteodată mai apărea așa un... Eu știu, în Islanda odată, România de două ori, Ungaria de vreo 3 ori, Grecia iarăși de vreo 5-6 ori. Non-stop apăreau parcă aceleași echipe, să zic Anglia, să zic America, Mexic, bă, non-stop îmi apăreau. Și Belgia de vreo câteva ori mi-a apărut. Deci, cred că niște naționale care poate în momentul ăsta, eu știu, poate joacă rău și de-aia e o procentaj să-ți iasă mai des, nu știu dacă e chiar așa de evoluat FIFA-ul, dar mai știi. Și, de exemplu, nici nu știu. De asta zic, hai să încercăm, așteptăm și mai avansăm până la următoare dată când se mai fac de astea de național și să vedem și acolo. Iar o să fac grind de vreo 20 de minute, 50 de ori să intru și să ies. Și să văd dacă prind Ucraina. Dar zici că nu-i, zici că FIFA nu găsește Ucraina pe hartă sau ceva. Nici nu știu cum să vă zic. Foarte ciudat și foarte dubios. Dar, na, asta este. Ata ete. Ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Dar, într-adevăr, o să-mi... Am mai stat și m-am mai gândit că îmi place foarte mult ideea asta de național. Sper să prindă. Cum ziceam, am prins o zi liberă, filmez mai multe episoade, de-aia vă povestesc în acest fel. Poate cine știe, poate a prins seria, poate nu. Eu sper că da, pentru că mai sunt multe naționale și mari care merită reconstruite, dar și anumite naționale care poate că
ar fi așa mai exotic. Ia uite cum ar fi să facem cu naționala Chinei. Gândiți-vă că China, da, a avut, că nu mai e chiar așa de mare, așa de hyped Liga Chinei, dar ar fi foarte interesant cu naționala Chinei, pentru că știm că China cam varză din perspectiva asta la fotbal, na, și ei ca și oameni, ca și constituție fizică, înălțime și toate cele, nu sunt tocmai, na, înalți, puternici și așa mai departe. Dar ar fi interesant, pentru că ăla chiar că este o provocare, că însă jucători chinezi nu prea găsești, uite cum am făcut eu aici, că am luat pe ăla, știi, și am o echipă, să zic așa, cu care chiar pot să lucru, cu care chiar pot să avansez și să fac treabă, să zic așa, față de China, care, bă, eu nu știu, să zic, 1-2 jucători care, bă, măcar un potențial de 70 să aibă, știi? Deci sunt și chestii de genul acesta, sunt și alte naționale, eu știu, cred că l-am dat signing greșeală. Nu contează, le dai afară. Sunt tot felul de idei, doar timp și desigur susținerea voastră să fie aici în forță. Dar desigur, iată cum l-am adus pe acest portar de la bază de junior, foarte mulți portari ucrainieni, din câte se pare, să-l dau așa, loan. Mă rog, să-l pun cel puțin loan list. Bun, și acum din nou am să încep să fac cum a făcut data trecută, așa cumva. Poate voi simula o lună întreagă de-am încolo, că până acum făceam așa câte o săptămână, că nu eram sigur. Dar acum poate că o să simulez câte o lună, o să mă uit acolo în mailbox, o să văd când a venit acea ofertă și atunci facem treabă. Ia uite, Young Settle on Set, ok, deci un tânăr, nu vrea, cum e? Olinic Stanislav. Da, bun, asta stai să-l dau afară, că asta din greșeală l-am luat. Da, deci este mijlocașul ăsta, zice că până în 85, dar deja la 18 ani, 55 overall. Eu știu, release, nu mi se par cinstit. Ăsta aștept să facă 16 ani și odată ce are 16 ani o să putem să îl aducem la prima echipă și acolo să fie treabă bună. Ok, deci, haide că o să simulez poate așa câte o lună deodată, o să fiu atent acolo prin mailbox, când mai vin oferte, o să văd data. Și atunci dau repejor un fel de... și o dau save la fiecare început de lună și așa. Bun, așa vom face. Deci să sperăm că de data aceasta va fi cu mai mult noroc și că nu o să trească să facă chiar 50. Doamne, deci pe bune, deja m-am pus așa pe scaun, care oricum săracul, câteodată îl mai auziți cum scârție, l-am de ani de zile, de peste 7 ani de zile. Credeți-mă pe cum vă zic, cumpărați-vă un scaun directorial, nu de ăsta de gaming. Deci nu de ăsta de gaming, e plastic, made in China, nu știu ce. Mi-am luat un scaun de aici, nu știu, Dedeman sau Metro, dar ce drept a fost un pic scump, dar bine, și astea de gaming sunt scumpe. Bă, directorial, piele, tot, am achiziți așa cu lemn pe aici, pe lângă el, bă, atât e de comod. Și când vă zic că, păi, cred că când am început facultatea, păi, peste șapte ani, nu vine să cred că zic asta, mă, că mă gândesc că am început o facultate, n-am terminat-o, am făcut o pauză și după care am apucat de alta și am terminat-o, deci numai acolo sunt vreo 5 ani, să zic, incredibil, dar mă rog, nu devezi la subiect. Haide să vedem dacă reușim acolo cu naționala Ucrainei, dacă nu, nu e nicio problemă, continuăm să evoluăm ucrainienii, eu nu mă bucur că măcar nu a fost dezactivată faza asta cu naționalele, deci este activată, deci vom primi oferte de la naționale, deci aia e bine-bines, bun. Bine, mă, în sfârșit, Doamne ajută, am reușit și am primit în sfârșit ăsta, invitație la naționala Ucrainei. Ia uite așa cum semnăm, țacă-paca, aia zic, bro. Bine, mă. Am mai prins încă o dată o perioadă. Credeți-mă că vă zic că am stat așa, parcă eram pe de-asta, pe... Ia uite, stai, oare când se face aia selecția? Stai, hai că merg până pe data de întâi. Asta, deci eram ca pe așa automatizat, știi? Click, back. Și pe aceea, bă, credeți-mă, eram aproape să dau iarăși back și load și văzusem genul Ucraina, dar așa știi, și din reflex, click, fac, wow, știi? Stai, că aia îmi doresc.
Vai de capul meu, cum a fost faza aia acolo. Hai să văd pe asta că e CDM, văd că aș putea să-l fac KB, perfect. Asta să fie KB. Asta iarăși KB. Apoi vedem noi dacă or fi ceva de capul lor sau nu, dar mă rog. Development plan. O să-l facem și pe asta LB, cât timp e aici la bază de juniori. Să schimbe toți pozițiile. Bine de tot, bă, deci nu... Fai, ce fericit îs că în sfârșit am prins oferta. Și totodată, știi, primisem și niște oferte la alte naționale care am stat și chiar m-am gândit, știi, bă, dacă aș face o career mode cu ei, parcă și văd că cu ăștia nu o să mai ofere, știi, destă ofertă. Fai, ai. Fuf, cred că a fost ăla de deadline la național, da? Cred că a făcut, nu? National Selection? Oare mai pot să schimb? Da, bun, ia zidem, l-avem pe Trubin, l-avem pe ăsta, da, mi-ajung doi portari. Mai degrabă l-aduc pe ăsta pe LB. Pe LB, ia uite că deja cam am, de fapt, jucători pe LB, lol, că încă câți. Ia uite, Moraes, și așa, Boico, Kovalenko, de ce nu? Hai să fie și el aici cu noi, acum o pleacă 72. Da, deja involează, cred că. Rest, hai să vedem, ia, că sunt chiar curios, cred că mai mare parte sunt la mine tăți. Așa, asta cine e? Da, la, ăsta ce de, nu știu, nu cred, iar Molenko era cam bătrân. Am zis că poate dacă, sau Cropleanca, a, și el, amândoi de fapt acolo la 32, 30 ceva de ani. Murdir, da, Supriam Lam, ăsta nu știu, și pe ăsta Lam, da. Ok, bun, super, uite mă, Naționala Ucrainei. Wow, dar ce formație interesantă, am ce drept, da, avem de ăștia cu ce, de așa, iar Molenko, Noțigankov, dar știi ce, hai, nu. Nu-mi place formația asta. Băgăm noi formația mea, tăticule, bă, nene, mă, care ești tu nebun. Dar bun, deci, așa. Unde ești Iaremciuc? Iaremciuc pe ST. Asta o să rămână așa ca rezervă. Asta acolo, bun. Băieți ăștia, logic, o să fie așa rezerve. Ce avem? L-avem pe ăsta, l-avem pe Mașcov, l-avem și pe ăsta. Câmul ăsta iarăși ar trebui să fie pe aici. Popov în locul lui... Ha, nu. Ok. Cred că ăsta e la tânărul ce l-am eu. Da, mai degrabă îl punem pe ăsta acolo. Și în rest, da, Kovalenko aici. Poate în locul lui Konoplyanka. Konoplyanka e cam gata de el. Da, bun. Super. Super, ia ce fain. Zău, ce fain, bă, bine, bă, băiete, bă, ce happy-s. Ăla, am reușit să fac și stres absolut. Am reușit, în sfârșit, să fac treabă bună și să... ia uite, suntem la națională. Hai să dau repede Squad Hub, că l-am luat și pe acel LV de la Academie. Îi voi da loan. În sfârșit a făcut 16 ani, deci am putut să-l chem de la Academie la prima echipă. Și hai să vedem, oare ce o să fie, oare să fie meciuri amicale? Hai să vedem. Încă mă gândesc că s-ar putea... Ah, ok, ia, m-a scos din simile. No, asta e foarte bine, în sensul în care, na, niciodată nu o să-mi dau seama când sunt faza asta de chemare pentru națională. Deci e bine că mă scoate din sim când sunt aceste zile. Super! Ia uite, vine ofertă și pentru loan, de la Leverkusen, ai bro, că n-o să joace ăsta acolo. Da, nu e bai. Atunci, hai din nou să simulăm până aici și, cum ziceam înainte să fiu oprit, că mă gândesc că, European Championship, wow, calificările pentru Euro, bro, super, încă mă gândeam, vreau să vă zic, că mă gândesc, oare dacă se merită, știi, să și jucăm meciurile. Poate ar fi fun, știi, așa să jucăm meciurile strict astea de națională. Ia uite, mamă, de când am mai jucat un meci de FIFA, a trecut cea timp, numai simuri. Na bun, hai că-l punem pe ăsta acolo. Așa, Kovalenko aici pe banca de rezerve foarte bine. Și mai degrabă ăsta, nu? Dacă joc, da, mai degrabă ăsta să-mi stea acolo. Ok, da,
Hai să vedem, hai să vedem. Meci aici cu Cehia. Let's go! Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Pac, pac, țac, țac. Bârbâr, hâr, hâr, câr, câr. Uite așa începe meciul. Carificările pentru Euro, fraților. Ia ce tare! Pac aici, uite. Milanovski, pasă-ți la murdir, murdir. Oh! Ce tare! Da, bun. Hai. Bine, de fapt aș juca FIFA când am făcut ăla cu BioPro Hagi. Dar ăla parcă altceva. Logic. Ăla te, chiar că parcă te relaxează la. Dar bun, hai să vedem aici. Uite ce stop frumos acolo pentru cehul Patrick Schick. Ia uite la aici, o pasă foarte bună către Pesek. Oh, bravo, bravo. Haide, bă, băieți, murdi, pierde minge acolo cu Pesek. Dar, ia uite ce bine intervine apărătorul nostru. O pasă lungă aici către Țigancov. Țigancov încearcă o scăriță peste apărătorul ceh și reușește. Pasă rapidă, iar Emciuc către... aici am vrut să fac un stop și apoi să-i pasă la de jos. Dar n-a fost să fie foarte bine acolo acel apărător ceh. Ia uite. Bă, dar chiar oare... A, Zima. Era pe vremuri un CB de la cehi. Fai, parcă era pe vremea, cred că era încă la Chelsea pe atunci. Thomas Kalas sau așa ceva. Bă, ce potențial avea ăla, dar nici nu mai știu, cred că era FIFA... E nu 16, de mult am, cred că e gata de el, băiat, jucătorul ăla. Oricum, potențial clar nu cred că mai are. Ia să ne mai aici, încercăm un true ball foarte bine către Yaremchuk, Yaremchuk, pe lângă poartă, presingul acelui apărător, știi? Am zis, hai să dau un YOLO, așa un shoot. Asta este, primul shoot pe poartă, Yaremchuk. Oh, ia uite că a fost deviat, deci este corner, foarte bine. Ia să ne mai acolo către Yaremchuk, mai bune apărătorul ceh. Ia uite aici, oh, fault! Fault, așa, fault, dă-i galben, dă-l afară, ce galben. Ia să vă că nici m-am uitat. Ia, Malinovski, dică ăla mă pune pe mine să dau cu speța aia de jucător. Ia să vă cum dă nenea Malinovski. Oi, bară! Am dat bară. Holy shit, dar și cum a mers mici așa cu efect. Păi, ei, de prindea portarul, cred că tăti îi ruxa mâna. Îi rupea fâșul. Offside, bă, offside. Nu? Nu, este offside. Bă, am crezut că este offside, dar nu, se pare că este gol. Este gol pentru Cehia aici. Revedem din faza... cred că numărul 22 l-a scos din offside, dar... Băi, aș fi zis că e offside, știi? Ha, ce ghinion. Giancto. A, da, este un câm destul de echilibrat, a jucat o perioadă prin Liga Franței. Un jucător destul de bunicel, așa, era bun când era ieftin, știi, pac, un Road to Glory, ceva acolo, pac, l-ai luat și îți face treabă bună. Acum nu mai știu cum arată cardul lui în FIFA 22, dar știu că prin 20 era bun. A, bă, serios, ne împiedicăm unul de altul. Aoleu, e nasol, e jale. Vorbim de jale. Fix înainte de pauză, Patrick Schick 2-0. Cehia ne bombardează, ceva incredibil. Da, mai bine simulam meciul ăsta. Dar asta este, mergem la vestiare. Trist, dar na, Cehia totuși echipă în momentul de față superior nouă. Amână la avem pe Țigancu și pe Mardir așa cât de cât mai răsăriți, să zic așa. Dar, na, ia uite, ăștia numai cu Suce, cu Patrick Schick, au jucători la nivel foarte mare. Opa, hai totuși, mă, nene, mă, să dăm și noi un gol acolo, știi cum zic, să mă simt și eu, măcar că am dat un gol. Ok. Panenko, ia uite, ce-o întins piciorul, bă, nene, mă. Opa. Ai, dacă ajungea mingea, numai așa, tapin, pac, cere 7 style. Hai, facem toate cele 3 schimbări așa dintr-un foc, avem nevoie de ceva fresh, am schimbat toată partea stângă, foarte obosiți, și lebul și lebul, deci acolo am avut nevoie de ceva fresh și l-am schimbat chiar și pe atacant. L-am avut acolo pe Surpriha ăla, care totuși are mai mult pace.
Mergi să sperăm că ceva se va simți amu pe teren, diferența asta de pace. Și, oh, ai, uai, ce pasă bună o inventată ăștia aici, în careu. Fuu, bine că au scos-o, dar oricum e 2-0, minutul 80. Tot am căutat acolo un gol, dar, da, mult peste noi cehii în momentul de față. Mă rog, sigur, stai liniștit că faci o treabă bună. Uite așa, pasă bună aici. Ui! Oh, ia! Ah, bro, come on! Atât de aproape și totuși atât de departe. Minutul 82, încă căutăm măcar acel gol de onoare, așa, golul de onoare care nu se știe niciodată. Când te va salva la un gol averaj, ceva, egalitate de puncte. Ia uite, acolo contează gol averajul, țac, pac. Ia, mai știi când am dat golul ăla de onoare cu Cehia? Pac! Dar, da, pe moment, cam nasol. Ia. Băi, deci ce le-a apărat Vlasic ăsta? Da, și a vorbit, ia uite de ce echipa au cehii, până și portarul ce bun e. Da, asta e, ia uite, bine băieți, recuperare, dar pasă, n-am avut pe nimeni în centru. Barak aici, bă, am crezut că se iau eu mingea, uite, Patrick Sheik, ce pază i-a dat pe lângă apărătorul nostru. Ai, și apărarea, culme, că am foarte mulți jucători pe apărare. Numai că tăți, n-am, am mult de vluat. Și ne nimicește CHH 2-0. Ei, poate vom avea noroc la retur. Cred că așa e, cred că vor fi și cu retur aici. Nu, ia uite, Portugalia cu Scoția. Vezi că și echipele mai mari se chinuie. Dar încă suntem la egalitate de puncte cu Olanda. Văd că, ia uite, 6-6. Portugalia cu 10. Cred că următorul meci arăta că e cu Olanda, așa e, da. Ui, știi ce? Adică ăsta îl... Stai un pic, position 5. Ah, da, ăsta de la Academie. Ok, bun. Da, bun, știți cum facem cu meciul ăsta cu Olanda? Încerc să-l simulez, așa o perioadă, știi? Și după care să intru eu pe teren, așa, cea de genul, acum am venit eu. Ok, stai să dăm aici simulate, așa. Și acum, meciul cu Olanda, no quick sim, ci sim de asta chill. Da, la cum ne-a dat Cehia cu terenul cap, Olanda, totuși o grupă grea aici, Olanda, Portugalia sunt clar favorite pentru a merge mai departe la Euro. Noi aici, cum zic, ne ținem degetele încrucișate, pumnii strânși și să sperăm că vom reuși așa o surpriză acolo pe locul 2, știi cum zic? Dar, na, mai este mult de oricum de lucru aici, să vină băieții aia de la Academie și aia să evolueze. Oi. Dar ia uite. Aproape. Dar chiar și naționala Olandei, într-adevăr, ei tot timpul au juniori de mare calitate, știi, dar și ei de ceva timp au pierdut anumite calificări, anumite meciuri, zic eu, ușoare, iar au pierdut. Ar fi, deci chiar și cu Olanda, să facem așa un road to glory de ăsta până câștigăm mondialul sau cea de genul acesta. Numai că au o grămadă de jucători de ăștia, cum zic, în joc tineri, știi, deci nu prea am folosit de bază de junior, dar, hei, deci nu este asta, cum zic, o regulă, bă, să folosim bază de junior. Aoleu, ne-a dat gol de Young. Contează, știi, să vedem cum evoluează, că să câștigăm, știi, ca și la un career mode, nu? Și acolo, nu tot timpul ești cu bază de junior, contează să-i cumperi jucătorii, să-i vrei, să câștigi cupa. Și în cazul nostru aici, când facem career mode-uri cu naționale, nici eu nu știu, cred că cupa mondială e cea mai importantă cupă, numai că într-adevăr aici cu mondialul și cu euro, știi, față de alte career mode-uri, ține un pic mai mult până vine, deci nu e ca și Champions League de anual, ci așa din 2 în 2. Dar, pe de altă parte, măcar așa îți rămâne și timp, știi, să-ți evoluezi jucătorul respectiv, știi, nu reușim poate acum la Euro, ia uite, trec 2 ani, vine mondialul și vom... iar în ciuc, da, foarte bine, bro, știi, și apoi, țac, pac, să vedem cum evoluează jucătorii, cum evoluează, ia uite, și Lunin în loan, acum, în perioada asta de iarnă, am să mă uit peste el. Nici nu știu așa logistic, mă uita poate la e-mail, știi, să văd care joacă titular și să văd cam la ce să mă aștept, la un plus 1, plus 2, până perioada de iarnă. Poate că plus 1, neapărat plus 1, plus 2 ar fi și mai bine, da? Rămâne de văzut.
Hai să vedem acum, poate că prin minutul 45 acum o să dau jump in sau da, hai să dăm acum jump in și să vedem ce a dat doar repriză versus Olanda. 1-1, let's go. O, ce pasă frumoasă. Și Trubol, gol, mă, Mudric. Ce bine am jucat-o pe asta, cum am pasat, cum am văzut acolo gafele în apărare și aici Mudric apare de nicăieri și pac, gol, mă, nene, mă, bine de tot, iar am ciocat aici cu asistul și ia uite aici ce gol Mudric. Foarte bine, bă, băieții mei, mai știți Mudric, 71-72 overall și într-un sezon de-a bubuit. Dacă vreți să știți cu cât, trebuie să vă uitați în la episodul trecut. Dar foarte tare, bine Mudric, bravo, bro. Și acum conducem, o conduce pe Olanda, acum să avem mare grijă în apărare, dar știi cum e cu apărarea noastră, cam slăbuță, trebuie să recunosc. Cea mai bună apărare ar fi ofensivă în sezonul în care, bă, să mai dau un gol. Cu două goluri, știi cum e, dacă mai primesc unul, e, asta e, știi? Dar ăsta chiar e un meci de câștigat, ăsta e un meci foarte important dacă îl câștigăm. Cum suntem la egalitate de puncte în momentul de față cu Olanda și ne luptăm pentru locul 2, e clar că ne trebuie win-ul, Mellon! Zici că cu mâna a pus acolo, mă! Zici că cu mâna a pus-o în poartă, fantastic, ce efect, așa cu finesse! Cum s-a dus mingea în poartă, Trubin a rămas, adică, pardon, Lunin, a rămas pe lângă. Ia să revenim din nou și am încercat acolo să-l prind cu apărătorii, dar ați văzut cum s-au lovit parcă unul de altul. Dar cum a dat-o Mellon? Și din nou se complică treaba, cum am zis și eu, cu apărarea noastră, cea mai bună defensivă e ofensiva. N-am greșit. Și ultimele minute... A fost un corner, dar a prins-o Bijlo, așa, Cileanu. A fost cine știe ce cornerul acela, din păcate. Oricum, din corner în FIFA e cam greu să dai gol. Dar, da, având în vedere ce demonstrație de putere a dat Cehia cu noi și ce mă chineam cu ei, deja cu Olanda am început să joc mai bine, chiar și a doua repriză. Am fost eu ruginit acolo, am și recunoscut. Și acum cu Olanda aici, chiar n-ai ce, Virgil van Dijk și toți ăștia acolo, compania, știi cum zic, e greu. Dar un egal, 2-2, eu zic că e corect. Eu zic că e corect și e chiar foarte ok. Să vedem în rest. Să nu mai facem pași greșiți cu echipe de-astea mai, să zic, accesibile, cum a fost cu Cehia. Du-te, mă, de aici! Cehia a bătut Portugalia 3-2. Mamă, Cehia! Cehia e mai tare decât credeam, se pare că... Holy shit! Totuși, mă gândeam că... Acum că... Na... Mă gândesc că în mare parte m-am decis să joc meciul ăsta de națională, că sunt destul de haioase. Și ia uite, strâns de tot, Cehia, Ucraina și Olanda, 7 puncte. Doamne, suntem așa la linie, știi cum zic? Și acum este partea aia de retur, deci contează foarte, foarte, foarte mult, nu doar ce jucăm noi, dar și ce se joacă pe lângă noi. Deci, da, eu zic că ne oprim aici și în episodul viitor jucăm aceste meciuri. Numai bine, pa, pa!